Bun găsit, dragii noștri, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei de vorbă cu femeia din tine, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Astăzi, alături de noi este Simina Angelescu, psihoterapeut cu specializare în maternologie, și vom vorbi despre o carte publicată în colecția Mindfulness a editurii Herald, Nașterea conștientă, antrenarea minții, corpului și inimii înainte și după naștere. Pentru că suntem în luna martie și am dedicat o mare parte din luna martie femeii și felului în care celebrăm și elogiem femeia, abordăm astăzi în această discuție și acest aspect al maternologiei, al instinctului matern, ce anume este cu adevărat o femeie și ce o împlinește pe ea ca nevoi psihoemoționale, dar și ca nevoi sociale. Cât de important este acest eveniment în viața oricărei femei, de a aduce pe lume un copil, și pornim, de fapt, discuția noastră de la această idee, de la ceea ce înseamnă să fii mindfulness și cum aplicăm tehnicile mindfulness în ceea ce înseamnă o naștere cât mai ușoară, dar și o naștere, bineînțeles, conștientă, în așa fel încât femeile să fie pe deplin conștiente de acest moment unic în felul său, acela de a da naștere unei ființe, unui copil. Bună, mulțumesc mult pentru invitație. Să încep eu. Să încep să spun câteva lucruri, dar e un subiect care mi-e foarte drag și e foarte complex și ai spus foarte multe lucruri în introducere, așa destul de ample. Cred că aș porni de la ideea pe care mi-a precizat-o o femeie, mamă cu care lucrez în consultații individuale, care de 8 martie s-a simțit foarte, foarte tristă și spunea că resimțea așa presiunea asta că ar trebui să fie și fericită și zâmbitoare și mulțumită pentru că nu-i așa, este celebrată și feminitatea și maternitatea. Doar că ea nu resimțea acest lucru și mi s-a părut foarte important de adus în discuție subiectul ăsta pentru că nu e întotdeauna doar despre fericire, și e realist cumva să ne uităm și la aspectele care pot să fie dificile uneori și care vin cu dificultate în preajma maternității, și de aceea a fi conștientă de sine și de nevoile și dorințele pe care le are, e foarte important pentru o femeie. Cred că e important de spus faptul că nu, a fi femeie nu este egal cu a fi mamă. Și n-ar trebui să punem această presiune pentru că femeia devine femeie, parcurge un proces îndelungat prin existența sa de transformare, de creștere, de maturizare psihologică. Și în acest proces, cumva, la final, atunci când devine matură, ea poate decide dacă vrea și poate să devină mamă. Deci este maternitatea psihică este o achiziție, este ceva ce se întâmplă femeii la un moment dat, dar nu este automată și este departe de instinct. Știu că e puțin poate dificil pentru noi să gândim lucrul ăsta. Ne-am obișnuit cu faptul că femeia are instinct matern. Dar este o idee care s-a creat și care, din păcate, nu este cea mai benefică femeilor, pentru că pune foarte mare presiune și presupune societatea că femeia care are instinct matern prin naștere trăiește doar cu fericire și cu bucurie și cu ușurință acest rol. În maternologie s-au adus și s-au evidențiat argumentele pentru care, de fapt, nu există un instinct matern în sensul în care ne gândim noi, adică nu suntem programați genetic și comportamentele materne nu sunt prin sine automate și genetic definite.
Și sunt multe dovezi în sensul ăsta, pentru că dacă ar fi un instinct pur automat, biologic, nu am avea cazuri de abandon, nu am avea cazuri de mame care au dificultăți și nu am avea, probabil, tulburările postnatale, care sunt un procent relativ mare, adică undeva între 10-20% sau chiar mai mult. Mă refer la depresii și anxietăți, că ies mai familiar termenii aceștia, dar ele sunt de diferite feluri, tulburările emoționale postnatale. Deci, dacă ar fi un instinct, femeia ar fi, toate femeile ar fi complet apte, perfect capabile și perfect fericite cu acest rol, ceea ce nu se întâmplă. Și de aceea cred că asta e o veste bună, adică femeile ar trebui să simtă cumva și ușurate și să fie conștiente că a fi mamă este ceva ce ele pot să facă dacă doresc și dacă au parcurg o istorie de dezvoltare și dacă este greu, este firesc. Și o alegere conștientă. Exact. E bine să fie o alegere conștientă legat de, și de concepție, desigur, și ar fi bine să fie o alegere cât mai conștientă, în care ambii parteneri să fie participanții conștienți, pentru că atunci se pun bazele unei sarcini, unei nașteri, unei creșteri a copilului mult mai sănătoasă și a unei experiențe de părinte mai bună. Dacă ne dorim să ne conștienți de ce presupune, sigur că ne putem și bucura mai bine. Dar și dacă nu se întâmplă conștient, până la urmă și concepția, a fi conștient pe parcursul sarcinii, a-ți cunoaște corpul, a te educa, a învăța despre ce înseamnă să fii părinte, a te conecta cu propria familie, nu să descoperi în resursele de familie, până la urmă, pe care noi le cam uităm. Cum au fost părinții noștri, cum au trăit, cum au fost bunicii, ce au făcut ca părinți. Sunt și familiile niște resurse foarte bune. Sigur că nu mai suntem ca ei, dar ne putem descoperi pe noi și ne căutând un pic în istoria de familie și aflând câte ceva. Din punctul de vedere al unei femei, probabil că nici nu ar fi de dorit, pentru că dacă vorbim în perioada, să zicem, ultimilor 10, 15, 20 de ani, poate și mai mult despre emanciparea femeilor, despre ceea ce înseamnă să fii femeie dincolo de rolul de mamă, ne dăm seama că, de fapt, acesta este un rol, să-i spunem, social, dincolo de rolul pur biologic de procreare și de perpetuare a speciei și dincolo de acest, să spunem, instinct matern, este și un rol social, cumva societatea punându-și amprenta. În urmă cu 30, 40, 50, 60 de ani, concepția era aceea că femeia trebuie să dea naștere unui copil sau poate mai multor copii și să aibă grijă de creșterea și de educația lor și, bineînțeles, de gospodărie, cumva rolul bărbatului, rolul soțului, rolul tatălui fiind mai degrabă acela de a furniza resursele necesare pentru bunăstarea familiei și pentru creșterea și educația copiilor. Da, așa este. S-au schimbat un pic lucrurile și mie mi se pare că s-au schimbat și într-un sens frumos și trebuie să vorbim și de bărbați, pentru că atunci când ne referim la femei și la mame, nu putem să excludem prezența bărbaților, pentru că nu există feminitate și masculinitate separată. Și maternitatea există în contextul în care există susținerea unui tată. Și așa e cel mai bine și sănătos cumva, pentru că mama este confirmată prin prezența tatălui. Acum e adevărat că femeile și-au diversificat foarte mult rolurile și nu mai sunt constrânse să trăiască limitat doar în rolul acesta de mamă și de îngrijitoare de casă.
De aceea poate că și vine maternitatea cu niște provocări mai mari, pentru că femeia care dă naștere unui copil și se ocupă de el poate să nu se regăsească întru totul doar în acest rol prescris cumva. Și societatea cam presează femeile în direcția asta, adică ai făcut un copil, trebuie să fii zâmbitoare, cum spuneam, să fie totul mai inimioare și floricele și asta să fie împlinirea ta. Ori femeile, de fapt, găsesc bucurie, satisfacție și în alte aspecte ale vieții, iar a fi mamă nu trebuie să excludă lucrurile astea. Adică femeile pot să aibă copii, să fie mame foarte bune, să fie mamele alea suficient de bune de care au nevoie copiilor, dar să-și împlinească și alte dorințe, să-și trăiască pasiunile, să-și creeze profesia pe care și-o doresc. Și asta nu face decât bine copiilor. Ăsta e un lucru foarte, pe care eu vreau să-l subliniez, e foarte important de știut, pentru că din experiența mea, multe mame se tem să înceapă să-și reia activitatea, să-și reia preocupările în afara relației cu copilul pe măsură ce el crește, deoarece au senzația că îl abandonează, că nu mai sunt mame bune și cum să-l lase în grijă al cuiva. Nu, este foarte sănătos pentru relația cu acel copilaș ca mama lui să devină fericită, împlinită profesional, să se simtă bine cu ceea ce trăiește, să aibă o relație mulțumitoare și satisfăcătoare cu soțul ei, cu partenerul ei. Este un mod de a-ți lua toată atenția de pe copil, pentru că copilul nu are nevoie de toată atenția tot timpul pe măsură ce crește. Și este și un mod de a inspira copilul. Copilul care ne vede fericite și preocupate de multe lucruri în viață, nu are de ce să fie trist, sigur, păstrând contactul cu el în continuare. El nu are decât de câștigat prin faptul că mama se simte bine. Și dacă o mamă se simte bine și este și o femeie fericită și împlinită în toate dorințele și nevoile ei, familia este liniștită și copiii cresc bine. Deci relația personală a femeii și cariera ei contează foarte mult și după ce are copii. Deci a fi conștientă ca mamă impune și a fi conștientă de propriile nevoi, nu doar de ale copilului. Și ăsta e un factor de sănătate. Cum definim conceptul de naștere conștientă? O naștere conștientă presupune, din punctul meu de vedere, în primul rând, a avea flexibilitate. De ce spun asta? Și cititorii cărții vor descoperi acolo că pregătirea pentru o naștere conștientă înseamnă să-mi cunosc corpul, să păstrez o legătură cu corpul meu și asta înseamnă flexibilitate. Adică nu-mi fac niște așteptări rigide și standard despre cum funcționează corpul și cum va fi nașterea, ci permanent, clipă de clipă, nu într-un fel mindful, sunt atentă la ceea ce se întâmplă cu mine, la ceea ce simt, la ceea ce trăiesc și mă adaptez. O naștere conștientă înseamnă o naștere în care mama își asumă ceea ce ține de ea, să facă ce ține de ea să fie nașterea sănătoasă. Ține cont de contextul în care se duce, de alegerile pe care le face pentru centrul de îngrijire sau de naștere, pentru spitalul pe care îl alege. E o mamă care e conștientă, își poate face un plan despre cum dorește să se întâmple, dar își păstrează flexibilitatea de a face ajustări la acel plan, pentru că nu putem impune viitorului, să spun așa, așteptările noastre s-ar putea să ne asta să strice. Și am văzut cazuri în care mamele s-au pregătit într-un fel foarte bine pentru o naștere cât mai sănătoasă, dar s-au agățat și au investit emoțional foarte mult în acel plan și a fost foarte dureros să nu poată fi pus în aplicare așa cum și-au dorit ele. Acolo nașterea nu a mai fost atât de conștientă, în sensul că a fost frustrantă, a fost în dezacord cu
prezentul, că asta înseamnă, nu, naștere conștientă, să fie făcută în contextul prezent. Și într-un fel a lăsat și niște urme, în sensul că ele au suferit o pierdere, o dezamăgire, și au rămas cu sentimentul unui eșec după naștere. Deci o naștere conștientă, zic eu, că presupune atenție la prezent și la ceea ce trăiesc eu ca mamă, ca viitoare mamă, și implicit la ceea ce se întâmplă și cu partenerul. Pentru că de-aia spun, nu vorbim doar de o mamă, întotdeauna trebuie să existe acolo și cel de-al treilea membru, care este tatăl și partenerul mamei. Punând în practică exercițiile și principiile prezentate în cartea Mindfulness, Nașterea Conștientă, câteva sfaturi pentru tinerele mămici sau viitoare mămici, deveniți mai, spune autoarea, deveniți mai încrezători să depășiți teama de naștere, mai încrezătoare, apelați la resursele dumneavoastră interioare pentru a gestiona durerea, îmbunătățiți comunicarea și cooperarea în cuplul dumneavoastră, ce spuneai și tu mai devreme, deprindeți anumite abilități de reducere a stresului pentru o viață echilibrată și un parentaj înțelept. Și acum aș reveni cumva apropo de roluri. Mi-a atras atenția cel de-al doilea sfat, să-i spunem, recomandare, sugestie. Apelați la resursele dumneavoastră interioare pentru a gestiona durerea. Ce înseamnă acest lucru? Și aici cumva mă refer, acum nu știu dacă este neapărat o tendință sau e mult, chiar e foarte mult spus un fenomen social, iar tu fiind specialistă, cred că cunoști cel mai bine această situație. În urmă cu, să spunem, 30, 40, 50, 60 de ani, bunicile sau străbunicile noastre, mă refer aici mai mult la femeile din mediul rural, dădeau naștere și vorbesc de naștere pe cale naturală multor copii, da? 4, 5, 6, 7, 10 în anumite zone ale țării, în anumite contexte istorice și așa mai departe. Și spun acest lucru și din propria perspectivă, să spunem, personală. Două bunici, bunica din partea mamei, 9 copii, alți doi morți prematur, și lucrurile astea se întâmplau în acea perioadă din cauza poate și a lipsei de educație, de informare și a lipsei igienico-sanitare atât de necesare, pe care iată femeile au parte în ziua de astăzi, clinici private și foarte multe controle. Și din partea tatălui 11 frați și surori. Fuge cumva în ziua de astăzi, să spunem, femeia de durerea fizică a nașterii? Și aici știi la ce mă refer cu precădere, la varianta de a naște prin cezariană. Da, sau cu epidurală, mă gândesc, care înseamnă. Pentru că se spune, nu știu dacă este un mit, se spune, din ce am auzit și eu, bineînțeles, se spune că pentru sănătatea și organismul unei femei, nașterea pe cale naturală este mult mai ok, este mult mai sănătoasă. Sănătoasă, sigur, da. Da, este, există sigur și această teamă de durere fizică. Dar e mai complex de atât. De multe ori sunt mai multe feluri de temeri. Poate că asta e cea care e cea mai evident pusă în cuvinte, că e mai ușor să spui mi-e teamă de durere și punct, rămân aici fără să dau detalii. De multe ori sunt mult mai multe temeri acolo, și temerea față de procesul în sine, pentru că generațiile noastre cumva ne-am depărtat cumva de relația asta cu corpul și cu funcțiile lui naturale, fiziologice. Nu mai suntem în contact cu ideea asta de naștere ca fiind un proces fiziologic sănătos și natural. Mă refer la nașterea pe cale vaginală.
Da, în generațiile bunicilor, străbunicilor se nășteau mulți copii, de aceea și nașterea era firească cumva, se întâmpla femeilor, pur și simplu nu era ceva de speriat, nu era ceva insuportabil. Nu cred că s-a transformat corpul într-atât de mult încât să devină insuportabil în prezent. Deci dacă suportau acum două generații, cu siguranță durerea este suportabilă și în prezent. Doar că femeile nu mai au deloc experiența asta aproape de ele, nu mai trăiesc alte femei atât de aproape încât să știe cum se întâmplă nașterea. Atunci se năștea mult acasă, lumea vedea, fetițele vedeau poate de mici cum se întâmplă, era ceva firesc. Acum, în ultimii, din anii 50 încoace, de când s-a medicalizat foarte mult nașterea și a început să se întâmple în spital, sigur cu un scop bun, tocmai pentru a salva mamele și bebelușii care ajungeau și atunci în situații de risc și se pierdeau, excesul de medicalizare a și transformat-o într-o problemă. Nu e ca și cum ai o boală, te duci la spital să naști, nu mai e un fenomen firesc, fiziologic, natural, care se întâmplă în familie. Deci e cumva normal că femeile se tem mai mult și atunci nu mai au nici informațiile, din păcate, despre funcționarea corpului nostru, pentru că nu ne învață nimeni, mult prea puțin se discută despre cum funcționează corpul femeii, cum e structurat. Mie mi s-a întâmplat la cursuri să regăsesc femei cu pregătire intelectuale, deci nu, în niciun caz nu femei needucate, dar cărora să nu le fie clar exact unde este uterul, cum arată sau ce e, sau. Deci, dintr-o lipsă de informare și în familie și în școală. Și, practic, descopereau la 20 de ani care este anatomia corpului lor și cum funcționează. Deci, cred că este și o teamă de durere, cred că este și sunt niște idei cumva induse legate de faptul că corpul femeii se strică dacă naște vaginal, pentru că nu va mai fi apoi frumoasă, nu va mai avea parte de o relație sexuală satisfăcătoare, ceea ce nu sunt lucruri adevărate cumva, ci sunt lucruri care s-au amplificat așa și care evident sperie. Și pare că cezariana e o alegere ușoară, la îndemână, fără nicio consecință. Dar și aici am întâlnit mame care au ales cezariana și apoi au suferit foarte mult și au spus, mai din păcate, regret, pentru că îmi dau seama că a fost părea o scăpare și experiența dimpotrivă a fost foarte dureroasă, pentru că cezariana este o intervenție chirurgicală majoră, nu este ceva simplu. Dar vreau să mai spun un lucru, că mă întrebai la început de instinct și vreau să fac această precizare. În naștere dispunem de un, cum să spun, de un soft care ne ajută să naștem fiziologic. Deci există un instinct legat de fiziologia corpului nostru care știe să dea naștere. Da? Ce spun eu e că nu există un instinct pentru comportamentul matern, pentru afecțiunea maternă, cum să iubești copilul ăsta. Dragostea maternă nu se declanșează de la sine în momentul în care naști. E ceva ce ține de istoria mamei, de un proces psihic. Dar reacția fiziologică a corpului de a intra în travaliu, de a ghida copilașul în jos, către ieșire, prin vagin și așa mai departe. Toate comportamentele astea există în noi, da? Sunt fiziologice, sunt ghidate subcortical, deci nu trebuie să le gândim. Și dacă avem cadrul necesar, optim și liniștea și susținerea de care avem nevoie, corpul nostru ne ajută să naștem vaginal. Dar este ca și un fel de înțelepciune pierdută, din păcate, de aia. Mai multe femei tind să aleagă și să dorească o cezariană, practic din necunoaștere și dintr-o lipsă de susținere și încurajare din partea chiar altor femei. Pentru că, din păcate, nu mai există această informație cumva, nici în familie, nici în comunitate. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre nașterea conștientă, antrenarea minții, corpului și inimii înainte și după naștere, o carte scrisă de Nancy Burdick, publicată în colecția Mindfulness, carte care o găsiți pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei de vorbă cu femeia din tine.
A fost astăzi alături de noi Simina Angelescu, psihoterapeut cu specializare în maternologie. Îi mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care le-a adus viitoarelor mămici. Vă mulțumim și dumneavoastră cu recunoștință că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! Mulțumesc, la revedere!